monumentul Sfântul Venceslav, care este ocrotitorul Cehiei, și suntem pe strada Venceslav, care se întinde pe o lungime de 700 și ceva de metri și pe o lățime de 60 de metri. Aceasta este chiar centrul orașului vechi, centrul Pragăi, centrul Cehiei, după cum spune, aud în căști. No. Drept în față se vede clădirea Muzeului Național în stil renacentist, ridicat în 1856. Sunt foarte multe muzee de din mai multe domenii, inclusiv numismatic, adăpostite în câteva zeci de săli, mai mici sau mai mari.